Bună ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șantor, iar astăzi vom evidenția existența volumului rezidual din plămâni printr-un experiment foarte simplu. Volumul rezidual este volumul de aer care rămâne în plămâni, chiar și după o expirație forțată. Pentru a evidenția existența acestuia, avem nevoie de 2 pahare cu apă, o bucată de ficat și o bucată de plămân. Ficatul îl folosim pentru comparație. Metoda se bazează pe faptul că plămânul conține arborele bronșic în care se află aer, care rămâne depozitat chiar și după eliminarea volumului expirator de rezervă, implicit după moartea individului. Mod de lucru. Introducem fragmentul de plămân în vasul cu apă. Pentru comparație, introducem și fragmentul de ficat într-un alt vas. Concluzii și constatări. Observăm cum plămânul plutește la suprafața apei, deoarece în interiorul lui, chiar și după o expirație forțată, rămâne un volum de aer numit volum rezidual. Existența volumului rezidual în plămâni este importantă în medicina legală. Spre exemplu, în cazul unui nou născut mort, dacă proba de țesut pulmonar plutește, înseamnă că a decedat după naștere, iar dacă proba de țesut pulmonar nu plutește, înseamnă că s-a născut mort. Prin urmare, nu a respirat niciodată.